Hai, salut băieți și bine am găsit la un episod din seria noastră de GTA 5 pe serverul play.gta5rpg.ro. Aveți în descriere IP-ul serverului dacă vreți să vă apucați și dacă vă apucați pe server, nu uitați după ce vă conectați să vă băgați aici la telefon la UCP referalul Hunter și o să primiți cont VIP timp de 15 zile. O să primiți între De fapt, o să primiți 5K, 10K, 25K și 100K în funcție de nivel. Vedeți aici nivelele și 100, 200, 500 și 1000 de puncte premium. Doar dacă băgați referalul Hunter când vă apucați pe server. Suntem momentan, cred că, de 31 de jucători, 33 chiar de jucători aici pe referal. Sunteți foarte toți. Da, mă, și în videoclipul de astăzi vreau să mă duc eu frumos să facem ceva raport în FBI dacă găsim. Și vreau să vorbesc despre YouTuberul ăsta pe care l-ați văzut și voi acolo în thumbnail. Mă, îi dau și numele că mă doare în pulă. Vorbim despre Preda și să vă zic ce am pățit, gen așa, nu știu cum e, un copil prea prost pentru platforma asta de YouTube, părerea mea, sincer. Băi, eram live aici pe server și s-a nimerit să fie și live odată cu mine. Eu nu știam cine e Preda, cine e pula asta de Preda. Și m-am dus să cumpăr niște credit, să nu mai știu de ce, la un 24 din 7. A venit și el acolo, eram cu BMW-ul meu, cu mașina gen, care o aveam pe server. Și iese din magazin el în timp ce eu intram și îmi zice că re. Eu zic re. Și după zice că... Nu, da, mi-a zis re că ce faci, zic că live. Și îmi zice după ce că să-mi bag pula în live-ul tău. Și stai seama că m-am enervat, adică pula mea, coie, tu înjuri așa, iurea, ești live și te de oameni din... Lui, gândiți-vă că îi se părea interesant, cred. În fine, și după ce... după chestia asta am început să-l înjur și eu, după ce am jurat el să-mi bag pula în live-ul tău, i-am zis și eu mai multe pe acolo, a început și el iar să înjure. Și a început să-l înjure și pe Raul, care era cu mine pe Discord, că suntem noi terminați, că suntem boschetari, că nu știu ce. Păi, primul rând, tu, dacă te uiți la clipul ăsta, sper să te uiți sincer, tu cu aia n-ai viață socială, da? Tu ai 28 de ani, zici că ai 39 și faci live-uri 24 de ore pe YouTube, ai pe banii lui Măta și lui Tactu, intri pe YouTube, stai live 24 de ore, n-ai prieteni, n-ai nimic, stai pe YouTube așa, prostelău, aboschetar. Tu vii să-mi zici mie coaie, care eu după ce că muncesc în fiecare zi, 12 ore pe zi, mai fac și live și mai am timp să și filmez câte un clip, să intri să-mi zici tu mie că-ți bagi pula la live-ul meu, coaie, urât. Să-mi bag pula eu în live-urile tale, alea de 24 de ore, că mai ieși și tu pe afară. Mai faci și tu... raport în viața reală, că am văzut că tu cu d-astea vorbești din... vorbești... Deci vorbești numai în termeni de ăștia de gaming gen. Du-te și fă-și tu raport în viața reală, frate, și vorbim după aia. Și ai grijă în live-ul cu ei să bagi pula. Ah, ce m-am enervat. Da, un raport aici în FBI, văd că n-avem ce să facem. Hai să vă mai arăt ce am făcut pe cont. Sper că am lămurit problema. Am vrut să fac clipul ăsta ca să aud, gen, pentru că el nu cred că a fost pe live-ul meu, n-a intrat sigur și dacă fac clipul ăsta 100% o să intre și vreau să audă sincer și vreau să știe lumea adevărata fața lui Preda. Da, mă, hai să vă mai arăt ce am făcut pe cont. Avem așa level 3, aproape 4, tocheluri nu, unde sunt orele jucate, 12 ore 60 jucate, 45 cam bancă, 8K în mână, and take 5, l-au luat, questions, cum văd, cum vând la Bob, and take 5, de ce nu merge? Ah, nu dispare până nu-i răspunde, ok, bă, hai să mă duc și eu la mașină până una alta, că văd că n-avem nimic de făcut pe aici, și găsește vehicul, cred că e răsturnat în fața la FBI, cel mai probabil, dar nu contează, vreau să mă duc să, nu știu, să mai facem noi ceva miner, mai discutăm. Nu uitați, băieți, dacă vă plac episoadele pe GTA 5, să apăsați acolo pe butonul de like și dacă vreți episoade zilnice, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și totodată să apăsați pe butonul de like.
Bă, pe server sunt 83 momentan, dar nu știu de ce n-are nimeni wanted, adică e cam ciudat. Bă, nu mă, știi ce facem? Mergem la ruletă, mă. Da, mă, nu-i nimeni aici. Mergem la ruletă, băieți. Am mai fost acum într-o zi GPS, stați așa o secundă, general nu. Lost business. Casino, da. Se pierde destul de mulți bani, nu vă recomand dacă vreți să jucați pentru avere, gen pe server să vă luați casă, biz și nu mai știu eu ce vreți voi să vă luați. Nu vă recomand să mergeți la casino. Eu vreau să mă duc doar de dragul videoclipului. Bă, și ce vreau să vă mai zic, dacă jucați deja pe server, vedeți că am pus pe piață 1, 2, 3, 4 Mercedes-uri de astea W140 la 10K. Aveți aici pantaloni, Levi's 40K și păpuci ăștia 5K. Ăștia nu știu de ce nu pot să-i pun pe mine și de-aia am pus la vânzare. Mamă, ce aici am cateș. 7.5. Pe cine mi le cumpără, mă, pe ale mele? Așa vine câte unul și strică piața tot timpul și să vezi ce le vând pe toate și le pun la 5.5 și mă piși pe ele. Să vedem atunci care mai e piața. Bă, mă enervează, adică până acum erau toate 20K. Să vezi ce frumos se vedeau la 15, 17, 20. Au început să scadă ușor, ușor. Păi băgați-mă bani real, gen, dați 5 euro pe cutie să după aceea să o vindeți pe joc cu 5K, să vindeți un Mercedes de la că are cea mai mare șansă să vă pice, vindeți-l pe joc cu 5K și păcați 5 euro pentru 5K, să vedem dacă vă convine. Trebuia să lase piața cum era, așa fac pe toate jocurile, mă, se întâmplă asta. Orice lucru cumpărat cu bani reali ajunge la un moment dat să fie gen nimic în joc. Chiar dacă tu trebuie să bagi 5, 10, 15 euro să-l ai, în joc nu mai are nicio valoare. Bă, valoare, bă, cât de negre a picat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și acum ce a picat? Roșu. Hai să băgăm 3000 pe roșu direct, să vedem dacă pică roșu. Bă, vreau să vă mai zic ceva de... am uitat. Cred că mi-aduc aminte. A, da, mă, facțiunile au fost... sunt pline acum, gen, au fost deschise aplicațiile la facțiuni, sunt pline, dar am văzut că multă lume se plânge pe server aici că nu sunt lideri. Bă, vreau să vă zic că o să se bage și sistemul cu lideri, doar că momentan se lucrează la, din câte am înțeles eu, gen, o să fie băgat și sistemul cu lideri la facțiuni pentru că se face bine roșu, se face ceva abuz și, bă, aș mai băga pe roșu. Hai încotură pe roșu, se face ceva abuz la facțiuni. În facțiuni intră oricine vrea, acum nu se ia FV-uri din câte am înțeles, se ia gen timeout sau cooldown, nu știu cât, 30 de minute. Care sunt poliție, se duc la joburi cu mașina de poliție și fac job cu mașina de poliție, dacă te vede pe stradă te împușcă direct cu wanted. Ar trebui să nu mai fie automatizat tot. Chiar dacă pare mai interesant, nu e. Pentru că dă destul de multe failuri. Bine, ia roșu. Vă să pun un negru acum. Șterge, pun 2000 pe negru. Chiar dacă pare mult mai ușor automatizat totul, dă somația. Iurea, unii jucători chiar dacă au ăsta cum zic, dacă au farurile aprinse seara după ora 20, sistemul tot apare gen că nu are și îi dă somații, dacă nu dai repede hands up, îți dă wanted, după aia la te omoară și stai în jail nu poți să dai escape, păi aiurea gen. Hai mâine, roșu cu aia pica, roșu doamne verde. What? Ce-i de rost ăsta? Cred că e greșeală de la ei. Hai mai punem încă una. Două. 3, 5.000 pe euro, hai să vedem. Mamă, 5.000, dacă câștig fac 17, bine, am venit cu 7, plec cu 17, dacă fac 17 chiar plec. Da, mă, și sunt mai multe probleme, dar stați liniștiți, v-am zis, o să vă bage și sistemul de lider și probabil o să fie scoase prostele astea automate, o să fie regulament la facțiuni. Băi, cu aer roșu. 7.000 pe euro. Dacă nu dă, ne-am dus, băieți. 7K. Mai rămân cu 80 de dolari în mână, nici bani de benzină nu mai am, dar acum hai să vedem.
Bă, și nu trebuia să joc, mă. Făcusem, cred că, 14K. Și am zis că dacă fac 17, plec. Ce era 14, ce era 17? În fine, hai să vedem. Poate am noroc să fac chiar 14 și să plec. Că nu-i schemă cu ruleta. Era interesant dacă băgau și aparatele celelalte, să poți duci la toate. Verde, dă-te, mă, în pula mea, dai roșu, 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 verde, roșu, verde, dă-te, dracu, cu aia, dacă puneam pe verde, nu pica niciodată. Să fi pus 7000 pe verde, ești nebun. În fine, da, mă, băieți, cam asta ar fi cu videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like. Dacă vreți în continuare episoade și sunteți noi pe canal, să vă abonați, să prindeți clopoțelul. Eu am fost Hunter și ne vedem data viitoare. Rep!